Să știți că am ajuns la concluzia că suntem niște generații de leneși. Și aici mă refer la noi, cei care suntem între, să zicem, 20 și 35 de ani. Din păcate, societatea a scos niște generații de leneși. Și gândiți-vă voi că bunicii noștri, sau poate străbunicii noștri, sau străstrăbunicii noștri, n-aveau tractorul la poartă, n-aveau WC-ul în casă, n-aveau apă caldă curentă, aduceau apă de la fântână cu căldarea, dar nu îmi venea, pur și simplu mă duc la chiuvetă și dau drumul la chiuvetă. Câteodată situația o cere încât noi stăm și facem brânză până la 1 noaptea. Este muncă, fraților, e muncă. Aceste videouri pe care le vedeți voi, eu câteodată stau până la 2 dimineața să le editez. Suntem niște generații de leneși, e simplu, pentru că nu mai vrem să muncim, pentru că ne plângem doar că ne ducem la un job de 8 ore și după aceea ne punem fundul pe canapea. De ce fac acest video? Pentru că am primit foarte multe comentarii și am primit și destul de multe mesaje în privat. Oarecum acuzatoare pentru simplul fapt că doar noi doi ne descurcăm cu această gospodărie a noastră, cu copiii care sunt ai noștri și cu social media și cu comunitatea de social media pe care tot noi am atras-o. Și astfel de mesaje nu primesc de la domni frustrați, ci de la doamne frustrate, din păcate. Trebuie să știi cum să muncești, trebuie să știi cum să te organizezi, trebuie să știi o grămadă de chestii și astea le afli doar trecând prin greu, ca să ajungi la lejeritatea de a face multe lucruri într-o perioadă destul de scurtă de timp, adică 24 de ore. Și în alea 24 de ore să-ți rămână și timp ziua să pui capul pe pernă și să zici, da, uite, o oră am stat, ori am citit, ori am dormit, mi-am luat ora aia pentru mine și în rest am făcut atât de multe lucruri în ziua asta, inclusiv spălat, inclusiv mâncat, inclusiv curățenie, inclusiv copii, inclusiv tot ceea ce ține de traiul nostru aici. Deci, multe doamne nu înțeleg cum despun eu că doar noi doi ne descurcăm cu tot ceea ce se întâmplă aici, la noi, în gospodărie. Avem o gospodărie de cât? De 2800-3000 de metri pătrați, da? Avem vaci, avem capre, avem câteva oițe, avem păsăret, avem destui de mulți porci, avem destule, avem rațe, da? Avem albine, acum mai nou, avem 21 de stup de albine. Avem destule în gestiune și când lumea aude, spune că, băi, ăștia au ajutoare, ăștia doar stau și filmează și ajutoarele fac tot, ăștia au servitori, ăștia au oameni care muncesc și le dau bani și ei stau și filmează și ne zic nouă că ei muncesc. Ei bine, dragilor, nu este adevărat. Câteodată, și acum iarăși generalizez și știu că nu este corect, dar ca să pot să-mi spun punctul de vedere, trebuie să generalizez. Câteodată voi puneți capul pe pernă la ora 9, 10, 11 seara, iar noi adormim doar la 2 dimineața. Câteodată situația o cere încât noi stăm și facem brânză până la 1 noaptea sau stăm și facem colete până la 2 dimineața, dar pentru că a doua zi am alt program și nu mai am timp de ele. Aceste videouri pe care le vedeți voi și pe care le apreciați și care vă mulțumesc, pe care vă mulțumesc că le apreciați și ne ajută foarte mult faptul că voi ne urmăriți, aceste videouri pe care le vedeți voi, eu câteodată stau până la 2 dimineața
să le editez și să le încarc pe platformă. Dacă veți fi atenți la ora în care încarc videourile, sunt uneori ore foarte, foarte târzii, adică peste 11-12 noaptea, în care eu atunci termin videoul și atunci am timp să aștept să se încarce, pentru că peste zi sunt alte treburi de făcut. Și muncim, și muncim cu drag și spor. Și nu o considerăm muncă, o considerăm așa, nu știu cum să zic, o vacanță prelungită, o considerăm ceva frumos, dar în același timp este muncă, fraților, e muncă. Și nimeni decât cei care sunt în locul nostru și sunt la fel ca noi, și sunt mulți oameni harnici la fel ca noi, care muncesc de cu dimineață până seara, nimeni nu va înțelege cum poți să ții în frâu o gospodărie și 4 copii și aia și aia și aia și aia doar în 2 oameni. Dar nu știu cum să vă zic, nu numai că doar în 2 oameni, dar avem și timp să ne odihnim. Chiar dacă muncim până la 2 dimineața, avem și timp să ne odihnim. Și gândiți-vă voi că bunicii noștri, sau poate străbunicii noștri, sau străbunicii noștri, n-aveau tractorul la poartă, n-aveau WC-ul în casă, n-aveau apă caldă curentă, aduceau apă de la fântână cu căldarea, dar nu îmi venea, pur și simplu mă duc la chiuvetă și dau drumul la chiuvetă. Nu aveau mașină de spălat vase, nu aveau mașină de spălat haine, da? Nu aveau toate aceste lucruri, blender, mașină de făcut cafea, ce chestiile astea? Ei bine, chestiile astea pe noi ne ajută, da? Tractor la poartă, bănuiesc, am zis deja. Pe noi ne ajută chestiile astea. Eu nu înțeleg ce viață grea ducem noi, când avem toate aceste lucruri să ne ajute și pentru care trebuie să mulțumim Universului și lui Dumnezeu că le avem. Adică avem toate aceste lucruri care ne ajută și totuși, dragilor, cum am început acest video, în care am zis că suntem leneși, da? Suntem niște generații de leneși, e simplu. Pentru că nu mai vrem să muncim. Pentru că ne plângem doar că ne ducem la un job de 8 ore și după aceea ne punem fundul pe canapea, ne uităm pe internet sau pe televizor la nu știu cine care face nu știu ce lucru și pentru că pentru noi ar fi imposibil acel lucru, spunem, oh, nu, ăștia mint. Așa că mesajele în care voi mă luați pe la ploiești, așa, mesajele voalate, mesajele cu subînțeles, cum se zice, le observ, pentru că din prima îmi dau un sentiment de nesiguranță și sunt foarte atentă la ele. Nu pot să mă supăr pe voi sub nicio formă, pentru că cu toții vedem lucrurile altfel, dar le văd și oarecum le sancționez. De ce? Pentru că această formă de manipulare pasiv-agresivă nu este ok. Faptul că sunt creator de conținut sau influenceri pe internet care ar face orice pentru bani, nu contest. Nu contest. Merg în continuare pe drumul meu. Vă mulțumesc de vizualizare, ca întotdeauna, și ne vedem pe data viitoare.